Giurgiu a avut onoarea astăzi să-l primească pe Alexandru Dedu, fostul mare handbalist al României și al Barcelonei, actualmente președintele Federației Române de Handbal. Vizita acestuia a avut scopul de a promova handbalul în rândul giurgiuvenilor. Alexandru Dedu, însoțit de Virgil Georgescu, au discutat cu autoritățile locale și au inspectat bazele sportive ale orașului. Am venit la Giurgiu și am promis vechiului meu prieten, domnului Georgescu, că vin și i-am acordat o zi întreagă, fiindcă ne leagă o prietenie. Eu mă aflu aici pentru a promova handbalul. Partea de sud a României este destul de puțin reprezentată. Lipsa condițiilor pentru dezvoltarea handbalului în Giurgiu, dar și munca pe care Virgil Georgescu a făcut-o pentru handbalul giurgiuven, l-au făcut pe Alexandru Dedu să promită că orașul nostru ar putea fi locul unde se va construi un centru regional de handbal. Astfel, tinerii giurgiuveni care vor să practice handbal vor avea condițiile necesare în viitorul apropiat. Unul din lucrurile care se pot face ar fi un centru regional de handbal, fete, și încercăm să găsim oameni care să-și încline urechea către proiectul nostru. Fizic, acest centru ar avea nevoie de cazare, masă, școlarizare și plata a doi antrenori. Dacă Giurgiu se va dovedi a fi eligibil pentru a fi gazda centrului regional de handbal, iubitorii și practicanții acestui sport, în special copiii, vor avea acces la o sală de sport modernă, centru de cazare și școlarizare. Proiectul va fi sprijinit de Federația Română de Handbal, Ministerul Învățământului și de autoritățile locale.